salutare, dragi prieteni, sunt pe drumurile patriei. Sper să ajung până la ora 8 pentru Q&A. Teoretic, conform GPS-ului, a trebuit să ajung în București la ora 18:30. Practic, în România știi când pleci, nu știi niciodată când ajungi. Dar am vrut să mai fac un comentariu suplimentar, cumva ca o mică sinteză a acestei săptămâni, pentru că sunt unele lucruri neprecizate pe care aș vrea să le precizez. Înainte de asta, am sesizat, vă deranjează zgomotul din mașină, am și discutat cu cineva din familie, este mecanic, provine din faptul că omul mi-a explicat, ți-ai pus cauciucurile de iarnă. Că nu înțelegeam, credeam că s-a stricat mașina, zic, domne, de vreo lună și ceva, primesc reclamații că e gălăgia prea mare și înainte nu le primeam. Și discut și zic, mă, mi s-a fi stricat ceva la mașină, face gălăgie mai mare. Dă drumul la motor, nu face. Păi ți-ai pus cauciucurile de iarnă, de-aia face gălăgie și primești reclamații, dar încerc să o rezolv cu microfon. Cineva mi-a și scris pe Patreon, îi mulțumesc foarte frumos. Am să încerc să rezolv problema. Bun, până atunci, până când mă dotez cu microfoanele necesare adaptate cauciucurilor de iarnă, este un comentariu pe care vreau să-l fac și câteva lucruri foarte importante pe care vreau să le precizez ca sinteză la acest final de săptămână. Și să o luăm în ordine cronologică sau în ordine importanței. Mi-a plăcut foarte mult că foarte mulți dintre cei care mă urmăriți pe YouTube la cele două materiale despre Alexandru Cumpănașu, și mă încântă treaba asta pentru că anul trecut foarte mulți dintre cei care au comentat anul ăsta nu m-au urmărit anul trecut. Deci ei au constatat același lucru. Sigur, eu l-am spus anul trecut despre Cumpănașu, dar ei au constatat același lucru ca și mine fără să mă fi urmărit materialele mele mai vechi despre Cumpănașu, și anume faptul că Cumpănașu este în esență un produs, același tip de produs ca și produsul inițial, primul produs de acest tip, da, a fost partidul lui Ghiță, Partidul România Unită, apoi Cumpănașu a fost aruncat pe piață la alegerile prezidențiale, apoi la alegerile locale a fost aruncat pe piață AUR, împreună cu alte personaje care sunt din același mod de operare al mafiei PSD-isto securistă în societate, cum a fost exemplu cel mai bun pe care pot să vi-l dau, este Dan Bucura, așa zis jurnalist, de fapt a avut exact același rol al lui Cumpănașu, exact același mod de operare construit în laboratoarele PSD-isto mafiote din România, din București, iepuri electoral. Și AUR a fost același tip de produs. Și oamenii au remarcat foarte bine asemănarea, faptul că sunt din aceeași rădăcină, da? Sunt tulpini diferite, dar sunt din aceeași rădăcină, că tot e pandemie și vorbim de tulpini de coronavirus, da? Sunt aceeași mizerie, personaje de tip George Simion, Șoșoacă, Târziu, Bucura și așa mai departe. Acum ce vreau să vă spun, dragii mei, ca să o luăm așa mutatis mutandis, step by step, cum zic englezii, da? Pas cu pas, cum ar zice domnul Iohannis în cartea lui, da? Să o luăm așa în ordine puțin, să mai vorbim puțin despre George Simion, analfabetul George Simion, că a avut activitate săptămâna asta și televiziunile de știri, aceleași televiziuni care îl lasă pe Cumpănașu aparent, pentru că realizatorii lor ar fi atât de neprofesioniști și de lipsiți de inteligență încât să nu-i pună întrebările care ar trebui puse. Părerea mea e că nu e așa, părerea mea e că au consemn să-l lase să-și facă de cap, da? Din același motiv manipulează televiziunile în legătură cu George Simion, în special B1 TV, Realitatea și România TV și chiar Antena 3. Mai puțin Digi, pentru că Digi este cel mai puțin mafiotizat post de televiziune, dar are și el mari probleme. În legătură cu analfabetul George Simion, de data aceasta în dimensiunea lui de analfabet constituțional, oameni buni, știți că s-a demonstrat din propriile lui exprimări, în propriile lui live-uri, exact ca și Cumpănașu, da, că pasărea pe limba e piere, am constatat cu toții că George Simion e cam română, e cam analfabet funcțional, am constatat că e cam praf, deși se pretinde mare patriot și la geografie, da? Am constatat că e praf rău de tot la istorie, el crezând că Mihai Eminescu ar fi murit după 1918 și n-ar fi lăsat România mare, da? Când de fapt știm cu toții când a murit Mihai Eminescu. Acum constatăm prin propriile lui acțiuni că George Simion este și el fiind un fel de Cumpănașu, nu-i diferență mare între ei, absolut nicio diferență, da? Doar că unul e parlamentar și ăla n-a apucat să fie parlamentar, că nu l-au folosit. Băieții s-au recalibrat, reprofilat pe povestea cu AUR și cu Șoșoacă și așa mai departe. Dar în rest nu-s mari diferențe, da? Cumpănașu prostește copii pe TikTok,
George Simion prostește naiv de atâția cât mai sunt ei pe Facebook. Și s-a apucat el să meargă la miniștri. Se duce el la miniștri, oameni buni, după care face el live-uri și povestește el acolo lucruri. Și televiziunile, în loc să explice că omul e analfabet constituțional și că ce face el răstoarnă ordinea constituțională, televiziunile prezintă ca și cum asta ar fi ceva, domne, ia uite ce face George Simion. Bun, vreau să fac o mică paranteză înainte să vă explic de ce este analfabet constituțional și de ce acțiunea lui de a merge în audiență ca parlamentar la miniștri și de a face live-uri după aceea în care să spună că vezi, doamne, ce lucru senzațional a făcut el și cum a discutat el cu miniștri. Este o prostie și este o chestie la fel ca și aia cu proful online care nu-i profesor, de fapt, și care de fapt nu apără drepturile elevilor, îi cheamă ca să-i racoleze pentru perversiuni sexuale. George Simion îi cheamă ca lumea ca să-i racoleze pentru perversiuni politice. Dar e cam același tip de personal, de personaj. Vreau să fac o mică paranteză. Mă grăbesc un pic, vorbesc și mai tare ca să mă auziți mai bine și mă grăbesc ca să mă încadrez în timp mai scurt, ca să țin cont și de comentariile celor care au spus că și-ar dori să mă exprim mai repede să spun ceea ce am de spus. Bun, fac o mică paranteză. Ce m-a mai bucurat foarte mult la Cumpănașul? Anul trecut, când Cumpănașul a candidat, când și-a anunțat candidatura, când a fost scandalul cu cazul Caracal, când el în mod bizar și anormal a intervenit în acel caz pretinzând că este unchiul fetei și de fapt nu era unchiul fetei. Și eu am sesizat atunci, oameni buni, ăsta nu e unchiul fetei, ăsta e un papagal. Ăsta reprezintă sistemul mafiei PSD-iste care controlează clanurile interlope de acolo, de la Caracal. Acolo interlopii PSD-și controlează traficul de persoane. Deci ceva nu se potrivea în tot acel cadru. Foarte mulți oameni de bună credință, dar care au picat în acea capcană, atunci m-au criticat și au spus: domne, am avut o părere bună despre tine până acum, dar acum nu mai am o părere bună. Că te legi de domnul Cumpănașu, care uite, domnul Cumpănașu face și trece. Același fenomen la alegerile prezidențiale. Acum constat cu foarte mare plăcere foarte multe mesaje private, inclusiv pe Patreon, patroni care s-au întors, care atunci au renunțat. Oh, ce gropane sunt pe aici, fraților. Care atunci au renunțat pentru că ceea ce le spuneam eu contrazicea convingerile lor, deși eu am dat, dragii mei, cel mai util vă sunt atunci când vă contrazic convingerile. Atunci vă sunt cu adevărat util. Când cineva vă induce în eroare și vă face să credeți ceva ce nu e real și eu vin și vă arăt adevărul și vă ajut să nu mai fiți în eroare. M-a bucurat foarte mult în ultimile zile să văd că foarte mulți oameni care atunci erau induși în eroare și care din diverse motive au considerat că eu nu informez corect, acum s-au întors și au spus: domnul Mălin, aveți dreptate, îmi pare rău atunci că am renunțat să vă urmăresc, pentru că acum chiar eu am constatat, chiar părinți de copii care se uitau pe TikTok la porcările alea și copiii le-au spus părinților: pă, mamă, Cumpănașul ăsta al tău pe care tu îl susțineai anul trecut, tu știi ce nebunii face, mă, mamă. Mă bucur foarte mult că oamenii încep să se dumirească. Același fenomen l-am avut când a fost cu cazul Sorina. Același fenomen l-am avut inclusiv cu Aur. În primăvara anului trecut, când a început tâlhăria civică și când Simion s-a dus cu Lazarus în piață și am început să arăt oamenilor ce-i cu ăștia, și foarte mulți susținători Aur au zis: nu, domne, Simion e... După care au venit alegerile locale și Simion a pus candidați de la centru, au venit alegerile parlamentare și a impus și mai mulți candidați de la centru, infractori pe listă, traseiști politici, și oamenii care credeau, domne, că asta e o construcție nouă, că e ceva de capul lui Simion, și care în primăvară greșeau considerând că fie plecând după fenta lui Simion, că pe mine mă plătește PNL-ul și că nu știu ce, că Soros, că alte nebunii, irelevante motivele, relevant este că au constatat că am avut dreptate și că s-au întors și și-au informat corect. Da, a fost nevoie ca ei să constate cu propria lor experiență și eu mă bucur că s-au reîntors. Bun, închid paranteza. George Simion, analfabet constituțional. Deci omul ăsta, el fiind parlamentar, el se duce ca parlamentar în audiență la miniștri, încercând să prostească oamenii care se uită la el, că el face ceva ieșit din comun și ceva, sigur, apreciabil. Păi nu face, oameni buni, din contră, face o mare prostie. Este ca și cum eu acum, fiind în România, m-aș apuca să circul ca în Anglia, pe sens invers.
Pentru că separația puterilor în stat, oameni buni, ăsta habar n-are de Constituție, ăsta a ajuns parlamentar și în loc, hai că înțeleg cât a fost campanie, cât a fost cu aia, era preocupat să prostească lumea, să umble cu caravana cap vid. Bă, da, acum gata, liniștește, dar ai ajuns la Ciolan, da? Ai ajuns la Ciolan, apucă-te, bă, băiete, să înveți ce înseamnă Constituția României, ce înseamnă separația puterilor în stat. Citește, bă, în Constituție care e rolul Parlamentului. Guvernul nu se subordonează, Parlamentul nu se subordonează Guvernului, ci Guvernul se subordonează Parlamentului. O acțiune legală, constituțională și parlamentară, prin care tu ca parlamentar sau tu ca partid vrei să determini o acțiune concretă a unui ministru, să se deschidă școlile, să facă ministrul justiției nu știu ce, nu este, bă, să te duci tu ca parlamentar în audiență cu pălăria în mână la ministru. Pentru că ministrul e subordonatul Parlamentului, băiete. Tu trebuie să-l chemi în Parlament. Tu trebuie în comisia de specialitate, dacă vrei să faci ceva eficient. Asigur, așa, dacă vrei să faci circum, face cumpănașul și să zici că tu ești apărătorul drepturilor omului împotriva tractorului, e altă discuție. Bă, da, dacă vrei să faci ceva eficient, da? Dacă eu ca șofer vreau să circul eficient de aici până la București, eu nu mă duc pe contrasens unde fac accident. Respect legea și circul eficient, circul atent, depășesc când pot să depășesc, mă duc și ajung eficient, da? Ce face el? Face circ. Păi, parlamentarul nu se subordonează ministrului. Parlamentarul nu are ce să caute în audiență la ministru. Conform Constituției, conform principiilor separației puterilor în stat, Parlamentul cheamă ministrii la ordine. Deci acțiunile lui sunt strict vrăjeală, da? Exact. Cumpănașul pe TikTok, asta face Simion pe Facebook. Analfabet funcțional, constituțional, oameni buni. Deci omul ăsta, să vedeți cum se păuna el. Dom'le, am fost la ministru învățământului și televiziunile au dat știri. Dom'le, George Simion cu delegație aur. Bineînțeles, primul ministru care l-a primit, și să nu vă imaginați că e o întâmplare asta, da? Cred că de-aia s-a și dus după aia la Stelian Ion, că a bătut la 8, da? A fost Sorin Câmpianu, PSD-istul lui Ponta, tatăl plagiatorilor. Cu ăla a avut el șmecheria făcută să-și facă imagine cu toate televiziunile. Nu vă imaginați că televiziunile s-au dus acolo, că era vreun mare subiect de presă ăsta. Nu! S-au dus pentru că patronii lor, Bobby Păunescu, Ghiță, infractorul Voiculescu, pompează în George Simion. Pentru că el este aceeași mizerie. Din același motiv ele toată seara la Antena 3. Bun, dar ce trebuiau să facă televiziunile, oameni buni? Trebuiau să explice aceste lucruri. Știrea, Simion s-a dus la ministru X, după care se explice conform Constituției. Parlamentarii nu se subordonează guvernului. Parlamentarul nu merge în audiență la ministru. Băi, parlamentarul cheamă ministrul la el în Parlament, la audieri. Asta înseamnă activitate politică eficientă, George Simion, că ești președinte de partid, George Simion. Și te lauzi că partidul tău, păi ce face partidul tău? Merge în afara legii, în afara cadrului constituțional? Subordonezi, tu subordonezi Parlamentul ministrului? Te duci cu pălăria în mână la ministru? Păi nu așa funcționează, oameni buni. Mai ales că ei au comisia. Dacă ei consideră că e un abuz, că școlile sunt închise, comisia lui Șoșoacă, unde ea e președinte, audierea ministrului educației, audierea lui ăla, audierea lui ăla, face audieri parlamentare și asta poate rezulta într-o, este un demers, ce vreau să spun eu, eficient politic, pentru că în urma acestui demers tu chiar poți să dispui comisia să constate și tu chiar poți să modifici legislația, poți să-l obligi pe ăla să deschidă școala. Asta înseamnă să faci politică cu adevărat și să îți dorești să-ți atingi scopul pe care îl urmărești, da? Scopul care era? Te-ai dus la ministrul învățământului să deschidă școala. Păi dacă vrei să deschidă școala, acționează pe pârghile legale și chiar poți să-l obligi. Faptul că te-ai dus tu cu pălăria în mână la el e egal cu zero, e frecție la un picior de lemn. La fel și eu, Mălin Bot, pot să mă scriu în audiență și eu am fost la Vela. Mălin Bot și nu s-a schimbat nimic, n-a ajutat la nimic. Ăla a zis, domnul Mălin, o să vedeți ce o să fac eu cu Berbeceanu și n-a făcut nimic. Săracul Berbeceanu a plecat, l-a lăsat pe Vela în plata domnului, s-a dus prefect de București. Deci George Simion, pe lângă faptul că este varză la limba română, pe lângă faptul, eu nu știu, chiar nu știu cum a putut el să facă facultatea, cum poate un absolvent de studii superioare în România să exprime exact cum se exprimă cumpănașul, care are liceul și nu știm dacă are bacalaureatul. Oamenii mi-au adresat atenția și mi-am adus aminte că anul trecut la alegerile prezidențiale, într-adevăr, i s-a cerut
în mediul online să-și arate diploma de bacalaureat și n-a arătat. E foarte posibil ca omul să nu aibă nici măcar bacalaureat și din acest motiv să nu fi putut să își obțină prin pilele și relațiile lui o diplomă universitară din România. Atenție mare! Că el ar fi putut să-și obțină, fără să facă efectiv cursurile, o diplomă universitară din România, având în vedere grupul de interese din spatele lui. Dar dacă nu are diplomă de bacalaureat, chiar așa mare fals, nimeni nu riscă să facă. Și s-ar putea, nu știu dacă între timp a expus diploma de bacalaureat, eu mi-aduc aminte că a fost dezbaterea atunci, că nu a expus-o și acum am văzut că oamenii mi-au scris pe YouTube, bă, dar el nu vrea să arate diploma de bacalaureat. Deci George Simion, pe lângă faptul că vorbește ca unul care, cum vorbește cu Pănașul, despre care știm sigur că a început liceul și că l-a terminat, dar nu știm dacă a luat bacul, da? Pe lângă faptul că nu are cunoștințe minime, e varză la geografie, la istorie și el se pretinde patriot, oameni buni. Păi patriot, ați văzut Vadim cu problemele lui. Bă, da, Vadim era tobă de informații. Vadim, când începea să vorbească din istorie, știai că știe ce spune. Vadim, dacă l-ar fi auzit pe George Simion că zice că Eminescu ne-a lăsat România mare, îl bătea pe George Simion cu istoria românilor de Nicolae Iorga în cap, da? O carte destul de grea, da? Îl bătea în cap, de-l zăpăcea, de-l umplea de cucuie, da? Îl fugărea Vadim și pe ăsta și pe Șoșoacă cu istoria românilor într-o mână și cu istoria literaturii române în mâna cealaltă, da? Altă carte destul de grea. Eu știu că am învățat și eu în școală lucrurile astea. Deci, pe lângă faptul că omul e patriot, vai mama lui cum e el patriot, da? N-are nicio treabă cu asta. Zero, istorie zero, limba română zero, geografie zero, deci el n-are niciun respect pentru patria în care trăiește. Pe lângă treaba asta, omul e analfabet constituțional și face niște lucruri care sunt, dragii mei, sunt ridicole pentru cine cunoaște puțin cum funcționează sistemul. Sunt absolut ridicole. Separația puterilor în stat, ce înseamnă? Ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbesc. Înseamnă că într-un stat există trei puteri oficiale de drept și există o a patra de fapt. Există, poporul e suveran. Asta este regula. Deci poporul e deasupra. Poporul este suveran. Bun. Poporul își exercită suveranitatea prin aleșii lui. Aleșii poporului sunt în parlament, președintele României, care este cel mai important ales al poporului, de aceea președintele României în Constituție avea dreptul să numească procurorii șef, procurorii generali, era dreptul poporului de a numi pe aceste funcții, da? Pe care PSD-știi cu Curtea Constituțională au furat dreptul poporului, da? Deci poporul decide prin aleșii lui, președintele cel mai important, parlamentul, primarii, consiliul local, consiliul județean, da? Prin referendum poate să decidă poporul să-și exprime direct suveranitatea, da? Și din acest motiv, una dintre puterile în stat este puterea legislativă, reprezentată în România de Parlamentul României, format din Camera Superioară, Senatul României, și Camera Inferioară, Camera Deputaților. Bun. Parlamentul legislativul numește executivul. Asta este a doua putere în stat, puterea executivă, și anume, legislativul face legile, executivul aplică legile și le execută, da? Parlamentul votează cine să fie la guvern, după care guvernul guvernează. Numește primul, e primul ministru propus de președinte, votat în parlament, miniștri și așa mai departe. Periodic, guvernul este tras la răspundere în parlament. Nu se duc parlamentarii în audiență la guvern, oameni buni. Deci asta este o chestie de analfabet, de analfabet funcțional, oameni buni. Că aia care în limba română scriu fără cratimă și fac acordul etnicii care știe, da? Gestul ăsta lui, acțiunea asta lui politic. Și pe lângă cele două puteri, da, care sunt, dacă vreți, sunt puteri politice, pentru că una derivă din alta. Parlamentul legislativ, structura parlamentului derivă din voința suverană a poporului care votează. Executivul, guvernul, derivă din majoritatea parlamentară, deci tot poporul indirect decide. Există a treia putere în stat, care e independentă, ele trebuie separate, care este puterea judecătorească, magistratura, care e separat, da? Și care nu e influențată, sigur, puterea judecătorească e influențată indirect prin legi, pentru că judecătorii aplică legile.
Parlamentul zice de mâine că vorbim de cumpănașul pentru prădătorii sexuali, pedeapsa e 20 de ani, și automat cumpănașul, dacă e trimis în judecată pe echivalentul și se modifică legea ca în America. Mi-au scris oameni din America, by the way, ce face cumpănașul pe rețele sociale racolare de minori pentru discuții sexuale, 10 ani de pușcărie. 10 ani de pușcărie, vine FBI-ul după tine. Exact ce face cumpănașul. Deci oamenii mi-au scris, domnule, dacă ar face la noi cineva, nu contează cine e, ar racola elevi, un anumit context, cu o poveste, nu contează povestea, că le dă bomboane, că le spune că dă statul judecată pentru ei, nu contează, racolează elevi, se adresează publicului numit minori, elevi, și începe discuții sexuale sau cu tentă, deci numai, hai să te văd cum dansezi, deci cu tentă, automat e considerat prădător sexual. Este arestat imediat, este trimis în judecată, îi se interzice să mai folosească rețelele sociale și este trecut într-un registru special și monitorizat. Vă dați seama? Ei bine, dacă Parlamentul votează o astfel de lege în România, judecătorii o aplică. Deci puterea judecătorească este independentă. A patra putere în stan, neconvențională, dar, cum să vă explic, cimentată prin practică democratică, este presa. Care presa e câinele de pază al democrației. Presa supraveghează celelalte trei puteri și oricare dintre ele, dacă o ia razna, presa se sizează. Și de ce este o putere? Pentru că publicul, pe baza informațiilor din presă, votează diferit și îi ia mama naibii pe politicieni, îi ia mama naibii pe guvernanți, votând politicieni diferiți, îi dau legi diferite și afectează inclusiv sistemul judiciar. De asta presa e a patra putere în stat. Ori, tu ca parlamentar, bă nene, tu trebuie să știi aceste lucruri. Tu nu te-a pus să te duci cu căciula în mână pe la miniștri ca să spui că ce? Că te-ai dus în audiență? Păi tu încalci principiul separației puterilor în stat. Niciodată un parlamentar nu merge în audiență la un ministru. De ce? Pentru că guvernul nu, parlamentul nu se subordonează guvernului. Guvernul se subordonează parlamentului. Un parlamentar care e tobă de carte și are o temă solidă și are argumente, deschide o comisie parlamentară, deschide un subiect în comisiile permanente parlamentare și el cheamă ministru să-l audieze, nu se duce el în audiență la ministru. Este ca și cum eu aș merge pe această autostradă, că toți sunt mulți șoferi profesioniști care mă urmăresc și merg mai încet să nu fie gălăgie și am două tiruri în față, da? Și pe marginea drumului ar sta cineva de la, nu știu, pompieri, să mă treacă pe dreapta să-mi ia permisul de conducere. Și eu am spune, domnul pompier, te rog, nu-mi lua permisul. Păi cum să faci așa ceva? Păi tu nu știi legea. Păi ce șofer ești tu dacă tu știi că pompierii n-au dreptul să te tragă pe dreapta? Păi în secunda 2 în care un pompier te-a tras pe dreapta și a cerut permisul, sun la 112, chem poliția și spui, domne, luați-l pe ăsta că e nebun, ce caută să oprească mașinile. Aceeași discuție cu analfabetul constituțional George Simion. Și pe mine mă bucură foarte mult că sunt foarte mulți oameni care anul trecut, când Simion a început nebunia și a încercat să profite, exact cum profită cumpănașul de naivitatea, de neștiința și de buna credință a elevilor și induce în eroare, exact la fel Simion cu Lazarus, cu nu mai insist de cine sunt ăștia plătiți, că s-a demonstrat, s-a dovedit, au profitat de buna credință și de naivitatea oamenilor speriați de pandemie și a reușit să ducă mizeria asta până în Parlament. Dar eu mă bucur că foarte mulți dintre cei care în primăvară considerau că eu n-am dreptate, acum și-au dat seama că am dreptate și-au dat seama că Simion a mințit, inclusiv cu chestia aia care a fost o minciună foarte perversă și perfidă a lui, că, domne, el neputând să conteste lucrurile pe care eu le spuneam despre el și pe care le-au conștientizat foarte mulți dintre cei care m-au certat pe mine că spun aceste lucruri despre Simion atunci, acum au conștientizat că sunt corecte. El venea cu minciuna asta, domne, că nu contează cei ce mă limbocă, pe el plătește Orban. O minciună, sigur, un om cu scaun la cap vede cine mă plătește pe mine, mă ascultă și își dă seama că la cât am criticat-o liberalii și cât am dat cu ei de toți pereții, n-are cum să mă plătească liberal cineva de la PNL sau Orban, sau numai dacă nu-i mazochist și îi place să fie criticat și atacat. Asta dincolo de faptul că finanțarea mea este publică și este cunoscută. Bun. Tot din acest ciclu vreau în acest comentariu de final de săptămână să mă adresez celor care au făcut exact același lucru ca susținătorii lui Cumpănașu, exact același lucru ca susținătorii lui Simion în primăvară, pe subiectul Trump, Donald Trump. Oameni care mi-au scris, domnul, dar exact aceeași poezie, parcă strase la Indigo.
Așa a fost și în cazul Sorina. Până acum te-am urmărit și te-am considerat un jurnalist bun, dar acum nu mai sunt de acord cu ce zici tu și nu te mai urmărești, ești un nenorocit, ești un cumpărat, ești un... Cum naiba putea cineva care m-a urmărit pe mine ani de zile și a înțeles exact tracțiunile și argumentele activității mele jurnalistice și activitatea mea? E imposibil ca cineva să se schimbe așa, numai pentru că eu îi contrazic convingerile. Același subiect cu Donald Trump, oameni, mulți dintre ei de bună credință, și am convingerea că 90% pe măsură ce lucrurile vor evolua, vor conștientiza, se vor întoarce, dar vreau să fac aceste precizări necesare. De ce? Pentru că oamenii au înțeles greșit din comentariul meu. Eu am spus în comentariul meu la un moment dat, sau pe Facebook, nu mai rețin unde, că m-am uitat și pe CNN. Păi da, dar analiza mea nu s-a bazat pe ce văd eu pe CNN. Eu, concluziile mele pe care le am eu și opinia mea pe care eu o am despre Donald Trump, nu despre Partidul Republican, nu despre lucrurile și principiile pe care le promovează conservatorismul în general în America și în lume și Partidul Republican în America. Nu stric persoana Donald Trump, oameni buni. Păi haideți să vă spun niște lucruri pe care n-am apucat să le spun în comentariile mele pentru că n-am vrut să mă întind foarte mult, da? 1. Comentariul pe care l-am făcut a doua zi despre incidentele de la Congresul American de pe Capitol Hill nu a fost bazat pe CNN. Pe CNN am auzit declarații ale unor parlamentari, da, congresmeni republicani. Și aia nu contează unde sunt. Eu știu cine este CNN. În același timp, cei care mi-au recomandat să mă uit numai pe Fox News, acelor persoane le atrag atenția că știu și ce este Fox News. Că într-o parte e CNN cu democrații, Fox News e cu republicanii. Analiza mea nu s-a bazat nici 1% pe ce am văzut eu pe CNN. Da, declarația unui republican, am văzut-o pe CNN întâmplător, dar e valabilă oriunde. E declarația unui republican, asta este important. Analiza mea s-a bazat pe lucruri pe care eu le știu despre Donald Trump înainte ca el să intre în politică, oameni buni. Eu prima oară l-am văzut pe Donald Trump și mi s-a părut un marțafoi și un scelerat. În anii 90, când eram în liceu, când avea o emisiune pe MTV, You're Fired, da? În care el chema oameni să-i angajeze, nu mai țin minte pe ce teme, ce să fie oamenii, assistant manager, ce să fie. Și cum se comporta cu ei când le spunea că nu sunt buni și că vrea să-i dea afară. Mie de atunci acest personaj mi-a stârnit repulsie prin atitudinea lui, prin comportamentul lui. Ceea ce spun eu despre Donald Trump are legătură cu persoana lui și cum am urmărit-o eu de-a lungul anilor ca jurnalist. Nu este o părere subiectivă, că m-am uitat eu 5 minute la CNN și am tras o concluzie. Ceea ce am spus legat de violențele de la Capitoliu, legat de presupusele falsificări ale alegerilor, teoriile conspirației pe care Donald Trump le vântură prin spațiu public, nu are legătură, oameni buni, strict cu ce am văzut eu 3 minute la CNN când m-am uitat și a fost declarația unui congressman, cred că era republican. Oameni buni, eu m-am uitat în acea noapte pe USA Today la dezbaterile din Congresul American. Mare parte din analiza mea politică pe această temă e bazată, unul e legată de personajul Donald Trump pe care l-am urmărit de-a lungul timpului și despre care am citit din numeroase surse. Problemele lui cu legea, problemele lui cu taxele, legătura lui cu Brexit, cu Cambridge Analytica, cu ce s-a întâmplat, sunt filme documentare. Aspecte care sunt de o finețe și pe care eu le-am urmărit în timp. De exemplu, unii dintre cei care ați comentat în mod foarte corect ați remarcat că grupurile PSD-iste, grupurile care au făcut reclamă lui Dragnea, grupurile care au susținut-o pe Dăncilă, grupurile care au promovat puternic cumpănașul Aur, da? Și corcite cu cele care fac propaganda Rusiei, unde găsiți link-uri din Sputnik, din Active News, pe tot parcursul mandatului lui Trump l-au promovat pe Trump. Și eu am observat acest lucru. Și tot timpul mi-am pus întrebarea, domne, ce interes are propaganda Rusiei să-l prezinte pe Trump ca fiind băiat bun, să-i facă PR lui Donald Trump în Europa de Est? Toate astea legate împreună. Alături de, e adevărat, prima mea impresie subiectivă de pe vremea când eram elev, nici nu știam că o să devin ziarist despre el. Și mi s-a părut un personaj respingător. Un personaj arogant, un marțafoi, un fel de becali. Asta a fost. Dar după aceea și ca jurnalist eu am urmărit foarte multe aspecte. În seara alegerilor am urmărit dezbaterile și în mod special am fost foarte atent. Și am citit declarațiile
reprezentanților Partidului Republican, oameni buni. Eu când spun că eu nu cred în teoria falsificării alegerilor, eu nu mă bazez pe propaganda de pe CNN și pe ce spun democrații. Nu, eu mă bazez tocmai pe faptul că reprezentanții Partidului Republican i-au dat cu flitul Donald Trump. Congresmen, senator pe care eu am auzit cu gura mea vorbind în Congresul American, guvernatori republicani ai unor state care i-au spus lui Donald Trump: domne, n-ai dreptate. Nu mai vorbesc de instanțele de judecată. Instanțe de judecată unde știți și dumneavoastră, inclusiv la Înalta Curte, că Donald Trump tot se lăuda, și asta e un mare derapaj, un derapaj imens democratic, că vorbirem de George Simion, tot avea obiceiul să zică: procurorii mei, da, judecătorii mei, păi nu sunt ai tăi, bă, băiatule, bă, sunt ai legii și ai poporului, ai United States of America, nu sunt ai tăi personal, că nu mai ești pe vremea regelui, că tocmai asta a însemnat America, revolta față de rege, da, și ruperea față de perioada, nu vreau să citesc greșit, George Washington cred că este chiar cel care a spus, dacă citesc greșit vă rog să-mi spuneți, da, care este diferența? Diferența este, până la United States of America, este că regele era legea și acum legea este rege, da? Asta este diferența, the rule of law. Ei bine, chiar și acei judecători de la Curtea Supremă puși de Trump i-au respins acțiunea, oameni buni. Păi cum să mă pretind eu, Mălin Bo, jurnalist, sau Gigel Vasile, adept al teoriilor conspirației de la Văscăuți? Cum să-mi scrii tu, mă, mie pe Facebook: Mălin Bo, tu ești prost, tu nu știi. Îți spun eu cum stă. Păi cum știi tu, mă, mai bine decât Curtea Supremă? Cum știi tu mai bine decât guvernatori republicani? Cum știi tu mai bine decât instanțele de judecată cu judecători conservatori și republicani? N-ai cum să știi, oameni buni. Deci este o aberație. Ori analiza mea pe asta s-a bazat, da? Foarte mult ceea ce am auzit în Congres. Eu am urmărit subiectul, am tot citit pe tema asta, am tot... N-am stat să dau toate aceste explicații pentru că nu am vrut să lungesc foarte mult comentariu. Dar uite că acum le-am dat și cred că am lungit enorm acest comentariu și îl închid aici, că sunt 32 de minute deja. Sper că s-a auzit mai bine, sper că v-a plăcut operatorul meu de imagine, regizorul de emisie, Diana. V-a prezentat și autostrada, v-a prezentat puțin diferit și peisajul, ca să nu mă vedeți numai pe mine vorbind. Și vă mulțumesc tuturor celor care, din motivele pe care le-am prezentat în trecut, ați considerat că eu nu fac corect treaba. Și acum ați constatat că mi-am făcut corect treaba și în cazul Cumpănașul și în cazul Aur. Se va întâmpla și cu cei care acum s-au declarat dezamăgiți că nu am avut o poziție trumpistă în problema asta. Rețineți că eu sunt obiectiv, oameni buni, și rețineți, vă rog foarte frumos, acest lucru, care sunteți de bună credință. Eu nu mă exprim după ureche. Eu nu mă exprim. Eu când vorbesc pe orice fel de subiect, există două componente. Documentarea de moment, în cazul Trump ar fi ce am auzit noaptea în Congres, dezbaterile, și eu urmăresc subiectul. Eu nu mă exprim, chiar dacă pe moment am o documentare pe un subiect pe care nu l-am urmărit ani de zile, oameni buni, și cu care nu m-am confruntat pe parcursul carierei mele de jurnalist de-a lungul timpului. Nu vorbesc pe impresii de moment. Cei care au spus: domne, am avut vreo 7 sau 8 puncte de vedere din asta, domne, te-am urmărit, credeam, dar dacă te uiți pe CNN, normal că, oameni buni, concluzia și comentariul pe care eu l-am făcut pe această temă, da, atunci, a doua zi, pentru că am stat o zi să văd ce se discută în Congres, cum se reiau dezbaterile, concluziile mele sunt bazate pe o justă și lungă urmărire a subiectului. Și mai vreau să vă spun ceva, pentru că acum între trumpiști există acest punctaj, că e un punctaj: domne, stai să vezi că de fapt Antifa a făcut toate violențele și nu știu cum ai cine, da? Și domne, Trump săracul e nevinovat. Oameni buni, eu când am spus că Trump are o doză de vinovăție și toată discuția din state legată de suspendarea lui, că acum se discută să fie pus sub acuzare, păi are legătură cu declarațiile lui. Trump este în discuție nu pentru că niște oameni cu steagul lui Trump, care de fapt erau Antifa, au făcut ce au făcut, ci pentru că Trump însuși a incitat la acele evenimente. Pentru că Trump însuși a ținut un discurs în ziua aia, cred că l-a ținut, cred că chiar în Washington DC, da? În care a spus: să mergem la Congres și eu o să fiu în fața voastră și o să vă conduc și o să... Deci e vorba de el, dacă el nu vorbea aceste lucruri,
dacă el nu susținea aceste lucruri, dacă el, în ciuda evidențelor și dezbaterii din spațiul public, că au mai venit alții și au spus, domne, e o manipulare în masă, domne, chiar americanii l-au votat pe Biden. Diferența este uriașă de voturi, da? Păi o dezbatere a avut loc acolo în America. Americanii au avut posibilitatea să se informeze. Înțelegeți? Cum să mai vin eu să spun acum, domne, din Văscăuți, din... am văzut mulți din Oltenia sunt care scriu pesediști. Nu știu cum naiba pesediștii sunt trumpiști, că așa propaganda s-a făcut, da? Că ia urmărești site-urile rusești și așa mai departe, da? Și spun, domne, că tu nu știi că în America n-a câștigat Biden pe bune, că americanii n-au știut ce au votat. Bine că știi tu de la Giurgiu ce au votat americanii și nu știu americanii. Deci, bottom line, dragii mei, acestea sunt motivele pentru care eu am acest punct de vedere, am aceste convingeri și nu uitați acest lucru important, oameni buni. Eu vă sunt cel mai util și cel mai necesar atunci când vă contrazic convingerile. Atunci eu cu adevărat merit toată încrederea dumneavoastră și atunci cu adevărat eu vă sunt dumneavoastră util. Când ceea ce sunteți induși în eroare să credeți, și acum am exemple concrete, cazul Sorina, cazul Cumpănașu, cazul Aur. Și o să vedeți că la fel este și cu cazul Trump. Sunt convins că la anul pe vremea asta 90% dintre cei care astăzi au spus nu, domne, sunt foarte deranjat de ce ai spus cu Trump, vor scrie la comentarii și o să vedeți comentarii exact cum le vedeți pe asta cu Cumpănașu, o să le vedeți și pe acelea. Bun, acestea fiind spuse, trag linie, închid acest comentariu de bilanț și sper să reușesc să ajung. 18.34 mi-arată GPS-ul. E un cod galben de nisoare, o să vedem după ce trecem de Valea Oltului. Sper să reușesc să ajung până la ora 19.30, astfel încât de la ora 20 să discutăm mai mult, să puteți să puneți întrebări. Acum am și răspuns în avanpremieră unor întrebări. Mai departe putem să discutăm pe această temă. Dacă după ceea ce am spus eu mai aveți întrebări, vă stau la dispoziție pe YouTube.